Bună dimineața, dragii noștri, bine ați revenit la un nou daily, bine v-am regăsit și mofturosul Edișor, care s-a trezit de la 6:30 și acum nu-i mai convine nimic. În momentul de față, cred că este 7:40, cam așa ceasul, o să ne îmbrăcăm și vom porni spre grădiniță, dar am vrut să vă arăt pe Sofiuța, care e tare frumușică. Ea de astăzi, de miercuri până vineri, poate să meargă la grădiniță. Costumată, la noi în localitate începe carnavalul și o să zic că ne-am pregătit cine știe ce anul acesta, dar noi i-am încăpit ceva, i-am dat rochia pe care a avut-o la nuntă, rochiei de domnișoară, încă îi vine și oricum nu prea are unde să o poarte. Mi-a zis să-i lipesc niște pietricele așa pe față, am dat-o și cu un pic de fard, un pic de roșu, sclipici în cap. Voiam să îi pun o coroniță, are ea o clămiță așa în formă de coroniță de prințesă. Și chiar ieri l-am văzut pe ei doar jucându-se cu ea și mă gândeam să o folosim astăzi. Dar ce credeți? Nu o găsim de fel. Am căutat-o și aseară, am căutat-o și în dimineața asta și nu o găsim. Așa că am pus Sofiuței niște fruturași. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar fruturașii ăștia erau și când eram eu copil, am avut fix așa, de pe Shine am luat, când i-am văzut fix cu gândul la copilărie m-au trimis și am cumpărat și Sofiuței, i-am luat de ceva timp, nu sunt cumpărați recent, ești foarte frumoasă. Și mâine să vedem în ce ne costumăm iarăși, pentru mâine pot să zic așa că ne-am pregătit, dar foarte puțin, o să folosim tot o reche pe care o avem în casă, dar am cumpărat un accesoriu pentru păr. Mâine pictăm alea. Da, și acolo pe masă, pe lângă dezordine, am cele două blocuri Lego pe care le-am făcut azi noapte și astăzi ar trebui să le pictăm, astăzi, mâine, dar am observat că se mișcă ăsta de aici, că mi s-a stricat și pistolul azi noapte, dar îl lipim, ăsta se mișcă și cred că ăsta de la Sofiuța, dar n-are nimic, că le mai lipesc o dată astăzi. Da, da, azi noapte am făcut treaba asta la ora 12, dar ne ocupăm după de ele. Haide să ne îmbrăcăm, să luăm geacă pe noi și să mergem. Hai și tu, mofturici. Mă văd o biretă. Faci o biretă? Hai zi și tu aici o zi frumoasă! Opa! Bravo! Hai zi o zi frumoasă? Păi, frumoasă! Am lăsat-o pe Sofiuța la grădiniță și acum mergem direct acasă, căci e foarte, foarte frig. Nici nu m-am trezit așa de bine, n-am chef deloc de plimbare. Tot ce aș vrea să fac este să merg să-mi fac o cană de cafea și să mă așez în pat sub o păturică caldă. Dar vă dați seama că nu o să fac deloc lucrul acesta. S-au schimbat un pic planurile. Mașina care trebuia să vină să ne ia lucrurile sâmbătă, acum va veni vineri și va trebui să încărcăm vineri și sâmbătă. Căci sâmbătă vine să o ia băiatul, azi când ne ajută și el. Dar eu tot sunt stresată, că vreau să fiu cu totul gata. Și plănuisem ca în fiecare zi să strâng din câte o cameră. Dar se pare că trebuie să forțez un pic nota. Și acum vreau să merg să strâng de prin sufragerie și să strâng un pic pe la jucării. Iar mâine... Păi mâine, nu știu, să fac așa retuși prin toate camerele, că pe aici pe acolo a mai rămas câte ceva de strâns. Nici nu prea m-am odihnit foarte bine noaptea trecută. Nu m-am trezit deloc bine în această dimineață. Edișor, cred că v-am trezit la 6:30. Eu m-am pus la somn pe la 1. Am stat să-i fac Sofiuței cutiile alea două, una pentru ea, una pentru mine. Și le-am făcut după ce s-au pus ei la somn și aseară s-a pus pe la 11 să doarmă. Apoi am editat vlogul pe care l-am filmat ieri. Credeam că am filmat mai mult, dar se pare că nu mi-a ieșit un vlog de vreo 19, de cam așa până în 20 de minute. Sper să filmez ceva mai mult astăzi, dar mă iau așa cu treaba. Sunt și presată din toate părțile și
mai uit să filmez. Mergem acum acasă. Nu știu cum să stau ca să nu vedeți doar umbre. Am pregătit repede micul dejun pentru mine și pentru Eduard. Pentru Edișor am făcut aici ou format în unt și îl dau așa simplu pentru că nu mănâncă nici legume, nici fructe lângă el, nici pâinică. Îl mănâncă așa simplu, încerc să nu sprind mânuțele și pentru mine mi-am făcut aici un sandwich cu ou, ardei și un pic de brânză topită. Iar aici am o cafea care e din aceea de cofeinizată și doar o să mă amăgesc cu ea. Mi-am dat seama că nu mai am cafea în casă și nu mai cobor până jos la becherie să-mi iau una. Vedem cum mă descurc cu aceasta, poate atunci când merg să o iau pe Sofiuța. Mers să mă ocup în sufragerie. Am fost până jos, am putut spăla și am mai adus niște cutii, acelea de acolo. Am zis să depozitez în ele, că sunt foarte utile. Îmi dau seama acum, am făcut tare bine de-a lungul anilor, că am strâns câteva cutii de la Pampers și copiilor. Le aveam jos în boxă cu diferite lucrușoare și acum, dacă acolo am făcut ordine, le-am păstrat ca să le folosesc. Uitați, și ieri am folosit din ele și astăzi vreau să le folosesc acolo în sufragerie. Soțul zicea ca cele două rafturi să nu le mai desfacem și să le lăsăm așa, să le punem așa cum sunt ele în remorcă și în interiorul lor să punem cutii din astea cu lucrușoare. Pe cel din camera de joacă am apucat să îl desfac, dar peste a doua, dacă a zis el, să le las așa, să vedem cum vine, că dacă ocupă mult prea mult spațiu, le desfacem atunci, că se desfac foarte repede. Cred că mi-a luat vreo 10 minute în condițiile în care l-am avut și pe el doar cu mine. Deci, dacă este și soțul, trebuie să meargă treaba mai repede, așa că dulapurile nu le desfac, dar pun ce este acolo, ce vreau să iau, pun în cutiile astea. Și sper din suflet să termin astăzi în sufragerie, să nu-mi ia ca ieri toată ziua, cum am făcut ieri aici în bucătărie. Deja am dat cu aspiratorul canapeaua, am dat și pe sub canapea, am să scot jucăriile copiilor, am schimbat și păturicile de acolo și sper să reușesc să fac și un pic aici în camera de joacă, măcar când se joacă cei mici, să strâng pe aici pe acolo, trebuie să și gătesc ceva pentru cină și nu am, deci nu am deloc habar cu ce aș putea să gătesc. La prânz noroc am făcut ieri ciorbița aceea, dar pentru cină habar nu am, n-am scos nimic, nu știu, am o pungă cu brocoli și mă gândesc să fac niște brocoli și cu ceva cărniță, nu mai stau la vorbă și merg să mă pun la treabă, mi-au aici cafeaua care e apuchioară. Dar defilăm cu ce avem și ne punem la treabă. Edișor este acolo. E foarte întuneric la noi pentru că a început să plouă. Dar cred că acum s-a oprit. Hey, do you remember 20 something years ago? Those cold nights in December. The sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box,
You're all broke down, torn by, so not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Nu știu ce vrea e, dar să facă. Cred eu că își imaginează că dă cu aspiratorul, habar nu am. Dar nu poți să urci în pat, mama, Eduard. Nu poți, mama, să urci în pat. Iubire, m-a dus aici o vestă de-a mea, n-am purtat-o niciodată. Ca să bag acolo în cutii, să nu se spargă lucrușoarele. Dar n-a mai fost nevoie de ea. Am pus alte hăinuțe mai micuțe, asta era ceva mai voluminoasă. Mai înainte s-a trezit și Edișor și cum s-a trezit a fost cu mâna pe lumina mea. Îl las să se joace cu ea pentru că nu mai funcționează în tocmai cum ar trebui. Este, cred că 11 fără 10 minute ceasul. Eu am terminat de strâns aici, am golit dulapurile, am mai lăsat pe aici pe acolo una, două, ce mai folosim, am acolo Pampers și aici am făcut două cutii, dar am mai pus și prin alte geamantane. Așa, cam așa este și în partea aceasta, să văd unde fac loc la albumul sofiuței de la botez. Mai am aici niște poze, vreau să iau și rama de acolo de sus și cam asta este în mare, sufragerie e gata, trebuie să mai umblu și acolo jos, dar în două minute e gata toată treaba. Merg să-l schimb pe Eduard, care nu știu ce face, Edișor. Merg să-l schimb de pijamale și încet, încet o să ne pregătim să mergem să luăm pe sofiuța de la grădiniță. Nu știu dacă mergem la plimbare, cred că plouă, da, uite că văd acum pe geam. Cred că începe iarăși să plouă și deci nu o să mai mergem la plimbare. Dar mai strângem ceva de pe aici, de prin casă. Am luat aici de la sofiuța un suc din ăsta de fructe ca să mai prind un pic de energie, nu știu, mă simt așa mai amețită decât sunt de obicei. Am pus copila și la somn și parcă nu m-aș mai fi ridicat de acolo din pat, aș fi stat să dorm și un pic, mai ales că afară a început să plouă, bate și destul de tare vântul, dar a trebuit să mă ridic că mai am treabă și a trebuit să verific la haine. Am pus niște haine la uscat pe umera și afară, o să mă pun să vopsesc cutia asta și eram sigură că vântul îmi ia hainele și chiar așa s-a și întâmplat. Mi-a luat un tricou de-al soțului, nici nu l-a doborât jos, l-a doborât pe linarul de la avem acolo și o să-i zic soțului să vedem dacă poate el să-l ia. Mă gândeam să vopsesc ambele cutii acum eu, cât dorm cei mici. Dar
Sofiuța, când am fost eu de la grădiniță, primul lucru care m-a întrebat, când vopsim cutiile. Și nu vreau să fac scandal în casă, nu? Așa că cutia ei o las să vopsim după ce se trezește, ea de fapt după ce vine soțul ca să stea cu edișor. Sper doar să îmi ajungă vopseaua pe care o am, cam câte două astfel de recipiente pentru fiecare, și după ce vopsesc cutia mea, mă pun să gătesc. Cred că mai bine pun eu aici într-un pastinel și am hotărât până la urmă să fac țaramură de pui cu turte. Am întrebat pe sora mea ce gătește ea astăzi și mi-a zis că ea face turte, face țaramură și parcă mi-a făcut și mie așa poftă. Eu de când sunt cu soțul nu cred că am făcut vreodată și mama ne făcea în fiecare duminică, deci noi duminica pe lângă ceva dulce neapărat aveam țaramură de pui. Și am zis să fac și eu, dar după ce termin cutia asta de vopsit, am mai strâns un pic și pe la jucării, cât timp s-a uitat Sofiuța la desene un picuț acum înainte de somn, am strâns și un pic de acolo. Sper să termin astăzi și camera de joacă, ca să mă liniștesc și eu într-un final. Și cam asta s-a mai întâmplat, dragilor. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wait. Nu știu dacă auziți pe fundal, dar Sofiuța cântă. Copilașii sunt la baie. Mi-am făcut și eu duș și acum le-am pus lor un pic de apă în cadă și îi las să stea acolo vreo 15-20 de minute, cam așa. Le-am pus la cuptor niște cartofi să mănânce în seara aceasta. Am făcut și pipote pentru ei, tot așa la cuptor. Și apoi, rând pe rând, o să-i pun la somn. Am reușit să mă mai eliberez. Mâine mai fac așa retușuri și soțul să se ocupe de lucrurile astea mari, de strâns, ce trebuie el să demonteze, spre exemplu, trambulina, se va ocupa el mâine de ea. Am înțeles că mâine nu are nici antrenament, sau că nu merge, nu știu ce se întâmplă, și mâine va strânge și trambulina și nu mai am așa multe. Mâine va fi mai relaxată ziua față de astăzi. Am reușit să vopsesc și cubul meu. Dar Sofiuței l-am dat doar cu primul strat și am zis după ce îl pun pe doar la somn, mai dăm repede cel de-al doilea strat, că e nevoie de două. Iar eu o să închei vlogul aici, abia aștept să mă pun în pat și să dorm. Doamne, ce vânt bate afară! A fost tare grea ziua de astăzi, tare grea și eu mai amețită ca de obicei. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să aveți o zi, o seară frumoasă și
Ne vedem, bineînțeles, că mâine dimineață. V-am pupat! Pa!